meci interesant. Pe de o parte, sunt bucuros că s-a primit așa mai strâns meciul, deoarece ne-au pus la încercare. Băieții au fost nevoiți să facă ceva în plus ce fac de obicei, să nu se relaxeze. Și asta pentru noi va prinde bine pentru eventualul turneu care urmează să înceapă. Volta și-a pus obiectiv câștigarea cupei și l-a realizat. Eu cred că da, l-am realizat, cupa e la noi. Să spunem că din start a fost pus obiectivul la băieți să luăm cupa. Nu a fost așa o treaptă, dar deja, cum și-am mai spus în interviurile anterioare, Volta, deja băieții știu că trebuie să ocupe cea mai înaltă poziție, să fac tot posibilul pentru aceasta. Și până la urmă le-a reușit, le mulțumesc băieților. S-au dedicat pe teren, în meci, cu momente de relaxare, ceea ce în mai multe meciuri a adus ca adversarul să ne egaleze, dar până la urmă știu că ei pot mai mult și pot duce meciul spre victorie. Mulțumesc de evoluție? De evoluție, pe ansamblu ca meci, nu. Băieții pot mult mai bine. Aceleși momente de relaxare în care adversarul reintră în joc, asta cel mai mult ne-a deranjat, dar se poate de lucrat și într-un final rezultatul e pozitiv. Finala a fost cel mai dificil meci? Nu cred că a fost cel mai dificil, chiar vorbeam cu băieții că, pe de o parte, unica problemă care poate fi în finală pentru echipa noastră e că nu ne-au pus la grea încercare celelalți adversari. Troița venea cu moral ridicat din cauza meciurilor strânse care le-au avut și asta putea fi un avantaj pentru ei. Dar, iarăși, ca clasă, băieții s-au descurcat bine. A fost un meci strâns, dar puțin fotbal. Asta deja nu știu cum să o clasific. Până la urmă, spectatorii, cred eu, au rămas plăcut surprins de meciul care s-a primit astăzi și asta cel mai mult contează. Ați studiat adversarul? Nu. Deja cred că suntem la un nivel în care adversarii ne studiază și lasă încerce și mai departe.